proiectul de hotărâre privind susținerea financiară a activităților sportive de către Consiliul Județean a fost votat cu o singură abținere. Nu mi se pare normal ca o fundație să primească mai mulți bani de un club decât un club care este angrenat într-o situație concretă și care chiar reprezintă Sibiu. Consilierii județeni au primit și o serie de materiale cu obiectivele turistice din județ, iar după studierea lor au apărut și nemulțumirile. Cred că este o hartă a viitorului. Au fost trecute pe hartă și proiectele care vor fi realizate pe viitor. Lucrurile astea nu există în teren. Eu consider că respectivii invită turiști în România, dar aproape li se sugerează nu cumva să afle că este și un media și pe harta județului nostru. Se poate joca în două pate să promovezi toate serviciile, cu atunci am putut avea două situri patrimoniului UNESCO, biserici fortificate, Valea Milor și Pierta, în care, din punct de vedere al mesajului turistic, este mult mai pertinent. Discuțiile au continuat stârnind și amuzamentul celorlalți consilieri. Președintele Consiliului Județean, Martin Boteș, consideră harta ca fiind una bună. Harta a fost analizată de către serviciul Consiliului Județean în mai multe rânduri și credem că este o hartă bună. Alți consilieri spun că materialele editate sunt bune pentru promovarea turismului, însă erau necesare și câteva date concrete, cum ar fi cele despre capacitatea de cazare din zona Sibiului.